Tot ploaia abundentă a dus la o scurgere de produs petrolier după ce a spălat un rezervor subteran abandonat de pe Aleea Cerbului din Constanța. Această situație a determinat o intervenție de urgență a militarilor de la ISU Dobrogea, un echipaj specializat în gestionarea riscurilor chimice, biologice, radiologice și nucleare, dar și pompierii ISU au intervenit de urgență. Echipele de intervenție spun că au reușit să mențină situația sub control și să evite orice pericol pentru populație și pentru mediu.